ne cere galeria să... Salutare tuturor! Sunt la Bistrița, la meciul naționalei feminine de handbal, finala trofeului Carpați cu Spania. Și pentru prima dată voi fi alături de o galerie profesionistă ca să le susținem pe fetele noastre. Galeria Profi. Haideți să-i cunoaștem! Bună seara! Bine v-am găsit! Hai România! Toată lumea e pregătită? Hai să mergem la meci! Hai, vă primiți aici? Meciul se va juca în cea mai nouă sală din România, cea construită la marginea orașului Bistrița. Membrii galeriei Profi au venit aici din toată țara și sunt o explozie de energie cu un repertoriu care include cântecele cunoscute ale naționalei, dar și imnuri de pe toate stadioanele lumii. În ziua de Paște ne sunase Mircea cu 2 săptămâni înainte și ne-a spus că are echipa meci în ziua de Paște și i-am spus că fără familie n-am cum să vin. A fost o surpriză extraordinară. Toată lumea din familie a zis: domnule, dar în ziua de Paște noi mergem la meci? Păi joacă România. Nu la meci acasă, ci la meci... La Râmnicu Vâlcea. La Râmnicu Vâlcea. Și ați plecat de la Baia Mare? Plecat de la Baia Mare toată familia și... Au fost chiar încântate fetele mele. Este o dragoste din copilărie, am practicat handbalul și asta se întâmpla cu foarte mulți ani în urmă, câteva decenii, și chiar am jucat și în lotul național de handbal. A jucat în lotul național? Da. Îmi pare bine să aud chestiunea asta și ați rămas cu dragostea asta? Foarte mare dragoste, da. Și când a început această acțiune cu Galeria Profi, am zis, yes, asta e pentru mine. Adică, în sfârșit, mă regăsesc în anii copilăriei, în anii de sport. Eu am impresia că echipa asta vă inspiră și pe voi ca echipă la locul de muncă. Da, adică totuși au o unitate între ele, cel puțin, și atunci și pentru noi Galeria Profi a fost ceva interesant. Ca fapt divers, este prima echipă profesionistă de susținere a unui sport național, prima echipă oficială, iar alegerea lor a fost foarte strictă. I-am pus pe fiecare să spună de ce și-ar dori să facă parte din galerie, iar cei mai buni au fost selectați. Handbalul feminin este cel mai important sport de echipă de la noi, dar probabil și cel care se bucură de cea mai caldă dragoste. Cum se vede din partea cealaltă a jucătoarelor? Acum în Ardeal, lumea iubește handbalul foarte, foarte mult și asta ne ajută și ne dă încredere și energie pozitivă. Care e cel mai bun moment al tău în relația cu publicul la meciurile astea ale naționale? Când te simți cel mai bine? Atunci când facem niște lucruri foarte bune și ei se ridică în picioare și auzi cum îi auzim, cum țipă și cum strigă și sunt super entuziasmați, ne dau și nouă un impuls și simțim foarte multă energie din partea lor. Voi aveți niște galerii speciale, o galerie specială în momentul ăsta. Cum simți în timpul meciului? Auzi tobele? Auzi ce fac oamenii aia acolo? Da, bineînțeles. În momente cheie, cred că ei sunt care ne împing de la spate și chiar reușesc asta. Între timp, meciul merge mai departe. România are un avantaj minim la pauză și emoțiile sunt mari. Pe prima repriză, deja mi-am pierdut vocea pe jumătate. Ați văzut și voi cum se simte pulsul și cum funcționează Galeria Profi. E absolut extraordinar, sincer. Este ceva transmite ceva ceea ce n-ai auzit niciodată și n-ai simțit niciodată decât dacă vii la un meci de handbal și susții cu adevărat echipa națională. Când mi-au zis colegele tale că e fascinant, nu știam la ce să mă gândesc, dar așa e. Asta e Galeria Profi. Am văzut dansând tot timpul. Da, 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 deci efectiv nu pot să stau locului, trăiesc meciul. Avem foarte mare noroc cu Iulia, cu porterul care a apărat cel puțin 6 lovituri. Am văzut. Și dacă nu era ea, ne conduceau. Unde mai ai voce? Antrenamentul deja. E al treilea turneu, adică știu când să cânt și când să păstrez vocea pentru finala.
Handbalul este încrâncenare, este forță și este cel mai mare spectacol pe care poți să-l vezi în sălile țării. Dar o parte importantă vine din tribune, acolo unde se muncește măcar la fel ca pe teren. Cu scenografii, coreografii pregătite din timp și cu susținerea ritmului în permanență. Iar pe măsură ce meciul se încinge și bătăile inimii cresc. Iar acum e din nou victorie. Așa arată victoria alături de Galeria Profi. Extraordinari oameni. O seară nemaipomenită. Și, după meci, ca de obicei, sărbătoarea handbalului românesc la Naționala Feminină este cu totul și cu totul special.